Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitrașu. Invitatul meu din această emisiune este domnul profesor universitar, doctor inginer Ion Vlad. Domnule profesor, bine ați venit pentru prima dată, fără emoții, la noi în studio. Bine v-am găsit. Invitatul meu a fost decan al Facultății de Mașini și Utilaj Petrolier din cadrul Institutului de Petrol, Gaze și Geologie București, timp de 4 ani, 1967-1971, am putea spune decan de tranziție, decan de tranziție, și șeful catedrei de CCUP. CCUP este acronimul de la Calcul și Construcția Utilajului Petrolier. Timp de 18 ani, 4 ani la București și 14 ani la Ploiești. Cerimează, domnule profesor. Mai multe despre domnul profesor o să aflăm pe parcursul acestei emisiuni. Pentru început aș vrea să reamintesc că scopul emisiunii noastre sau scopul ciclului de emisiuni este acela de a prezenta pe cei 12 decani ai facultății de IME, Inginerie Mecanică și Electrică, de la înființare și până în zilele noastre. Domnul profesor face parte din această galerie a decanilor. Dânsului o să-i dedicăm această emisiune, amintind totodată că acest ciclu de emisiune a fost inițiat, susținut și dezvoltat de către decanul actual, profesor doctor inginer Mihai Minescu, căruia îi mulțumim pentru susținere. Domnule profesor, aș ruga regia să ne arate panoul cu cei 12 decani. Da? Iată, am să-i nominalizez o dată. Domnul Voinaroschi, domnul Posea, domnul profesor Serian Dumitrescu, toți sunt profesori, domnul profesor Ion Vlad, adică dumneavoastră, domnul Micloși, domnul Niculae Napoleon Antonescu, Ioan Dumitrescu, Emil Tocaci, Vlad Ulmanu, Gheorghe Zecheru, Ion Voicu, Mihai Minescu, toți sunt niște domni profesori. Ca să ne încălzim puțin, ca să începem bine, vă las pe dumneavoastră să alegeți. Fie prezentați pe toți așa cum i-ați cunoscut, sau dacă este selectiv, sau pe cine doriți dumneavoastră să îi prezentați, rugându-vă să și apreciați activitatea depusă, cât și eficiența. În primul rând, aș vrea să remarc activitatea profesorului Voinaroschi, care a fost primul decan al Facultății de Utilaj. Și acest lucru e pentru că profesorul Voinaroschi a contribuit în măsura cea mai mare în formarea cadrelor didactice din cadrul acestei facultăți. La începutul Facultății de Utilaj Petrolier, cadrele didactice de specialitate au fost ingineri din producție. Nu aveau noțiunile de bază pentru un profesor. Cel care i-a format ca profesor a fost decanul Voinaroschi, care a contribuit în cea mai mare măsură în formarea cadrelor didactice, precum și în trasarea unei conduite deosebite a desfășurării activității acestei facultăți. Și nu numai acestei facultăți. Toate cadrele didactice din institut și de la celelalte facultăți au beneficiat de un ajutor foarte mare din partea decanului Voinaroschi. Eu l-am cunoscut pe profesorul Voinaroschi și ca cadru didactic. Pe perioada când eu am fost student, dar și după ce am terminat, când eram asistent, am participat la toate activitățile acestui profesor. A fost un profesor deosebit.
studenții erau încântați de orele desfășurate de profesorul Voinarovski, încât în timpul orei nici nu puteau să ia notițele, cădea creionul din mână, așa erau captivați studenții. Unii studenți care sufereau de ulcer mi-au mărturisit că în timpul orilor de mecanică teoretică a profesorului Voinarovski nu mai simt durerea stomacului. Erau transpuși complet. Deci era și un medicament, domnul profesor. Era un medicament, într-adevăr. După orele profesorului Voinarovski, vedeai pe chipul studenților că erau mai blânzi, mai buni. Era ceva deosebit, ceva nemaipomenit. E păcat că profesorul Voinarovski a avut totuși o viață atât de scurtă. Totuși, trebuie să arătăm că dacă profesorul Voinarovski nu ar fi fost în cadrul facultății de utilaj, nu s-ar fi dezvoltat această facultate așa cum s-a dezvoltat. Facultatea de utilaj petrolier, putem spune că a fost perla Institutului de Petrol și Gaze din Ploiești, tocmai datorită activității profesorului Voinarovski. Ca decan, a desfășurat o activitate permanentă cu cadrele didactice. Și pot să spun că profesorul Voinarovski a contribuit foarte mult la educarea studenților. El ținea atât ore de curs, cât și ore de lucrări, cât și ore de laborator. Și participa și la orele colegilor de catedră. Încât îi îndruma pe studenți permanent. Înainte de examen, profesorul Voinarovski cunoștea activitatea fiecărui student, încât examenul pentru el era o bagatelă. El știa de la început capacitatea studentului. Domnule profesor, după cum am discutat, ați constatat, încercăm și pentru dumneavoastră, nu numai ca decan, nu numai ca șef de catedră, ca profesor și ca om, să creăm un dicționar. Când spun un dicționar, mă gândesc la o structură de acum cunoscută în emisiunea noastră, cuvinte biografice, cuvinte educaționale, cuvinte academice, cuvinte manageriale, cuvinte potrivite, cuvinte tipărite. Am să mă opresc puțin la o secțiune, cuvinte potrivite, și aș vrea să vă fac o mărturisire, pregătind această secțiune, reluând tot ceea ce am spus în dicționarul realizat despre fiecare decan, dar oprindu-mă acum la domnul profesor Voinarovski, pentru care am văzut că aveți un cult, pot să spun că mă impresionează ceea ce spuneți și nu numai dumneavoastră a spus asta, am remarcat câteva însușiri, câteva proprietăți pe care le-am numit constante, constante profesor Voinarovski, constante profesor Ion Vlad, care se suprapun, ca de exemplu, onest, demn și eficient. Așa l-am caracterizat și pe domnul profesor, eu nu l-am cunoscut, dar studiind sursele bibliografice, studiind dosarul, dacă vreți, dânsului pus la dispoziție de către conducerea universității. De asemenea, un exemplu de dăruire și devotament. Nu vreau să vă flatez. Dumneavoastră ați fost influențat, bănuiesc, de personalitatea domnului profesor. Și de asemenea, mi-am mai notat eu, vocație de dascăl. Domnul profesor, și dumneavoastră aveți o vocație de dascăl. V-ați născut cu ea, este o problemă de educație, dar domnul profesor Voinarovski, ca și dumneavoastră, excela, deci excelați în această vocație de dascăl. Adică v-ați dăruit
V-ați dăruit cu absolut toată ființa dumneavoastră. Și mai este ceva, putere și dragoste de muncă. Componenta aceasta educațională, atât domnului profesor, cât și dumneavoastră, dintre toate, mai ales în ultima perioadă a vieții, am înțeles că a fost cea mai reușită sau cea mai dragă. Greșesc? Da, așa este. Vă mulțumesc. Ce ați mai preluat de la domnul Voinarovski? Nu copia. Prelua. Nu plagiat. Nu plagiat. Fără copy-paste, da. Se spune că elevul întotdeauna își depășește profesorul. Da. Ei bine, profesorul Voinarovski n-a putut fi depășit, n-a putut fi egalat. Nici măcar regulamentar, totuși, da? Frumos ceea ce spune. A fost un deziderat pentru mine ca să încerc să ajung la nivelul dânsului, dar nu am reușit și nu voi reuși să fiu vreodată un exemplu de onestitate, de exactitate, de activitate cinstită, cum a fost profesorul Voinarovski. El a dezvoltat simțul logic, al gândirii logice la studenți. Și dumneavoastră aveți același obiectiv? Am încercat. Nu, și ați și reușit, sigur. Da. În parte, dar v-ați propus măcar ca obiectiv. Da. Adică se zizea imediat cine învață pe din afară, cine gândește, și erau acei studenți care îl rugau pe domnul profesor să mai repete odată întrebarea ca să vadă exact unde să pună originea răspunsului. Sunt multe calități. Mă bucur. Nu știu, mai doriți să mai vorbiți și despre ceilalți sau ne oprim numai aici? Nu, ne oprim. Ne oprim numai aici. Eu vă mulțumesc foarte mult. Domnule profesor, știu că sunteți foarte meticulos. Este o calitate sau un defect? Și o calitate și un defect. Și un defect, da. Știu de asemenea că sunteți foarte ordonat. Aș vrea să o luăm inginerești, așa cum am promis, cu prima secțiune a dicționarului Ion Vlad. Deci, viața dumneavoastră să o povestim telespectatorilor în timpul pe care l-avem afectat în cuvinte. Cuvinte. Știu că nu prea vă plac cuvintele, dumneavoastră sunteți un om exact, dar nu vor fi multe parole. Pe scurt, cuvinte autobiografice. În primul rând, domnule profesor, mă simt obligat față de cea mai importantă zi a dumneavoastră, din viața fiecăruia, ziua de naștere, 14 aprilie 1928, să vă urez la mulți ani. Mulțumim. Pentru frumoasa vârstă, care rezultă prin scădere. 2015 minus 1928. De asemenea, este foarte important, nu știu de unde pleci sau în ce direcție pleci. Mi-am notat eu comuna Tetoiu. Tetoiu, what, Vâlcea, deci de Vâlcea. De Vâlcea, da. Tetoiu este un nume care se pronunță totuși greu. V-aș ruga să ne povestiți ceva despre Tetoiu, cum ajungem la Tetoiu, ce se întâmplă la Tetoiu. Deci se află situată între Bălcești, Zătreni, Măciuca. Aceste trei comuni sunt mai răsărite. Bălceștii lui Bălcescu, da? Nu. Bălceștii de Vâlcea. De Vâlcea, am înțeles, pentru că mai există Bălceștii. Sigur, de mai multe topolog, locuri, da? Deci Măciuca, tot mare e comuna Măciuca, da? Da. Dar care s-a numit în timpul comuniștilor Oveselu. Oveselu, da? Și în timpul comuniștilor Tetoiu a fost tot Tetoiu? Nu. Bugiulești. Bugiulești, da? Bugiulești. Interesant. Din cauza că a fost în comuna Tetoiu un moșier, Tetoianu. Da. Și s-a considerat că Tetoiu provine de la numele de Tetoianu, de la numele moșierului. În realitate, Tetoiu provine de la numele cetății dacice, Tetova. Care a fost pe acest teritoriu. Bun, dar e frumos că o menționăm măcar și acum. Și văd că vă face plăcere să pronunțați corect. Domnule profesor, părinții dumneavoastră, mama, Maria, casnică, tatăl dumneavoastră, Traian,
agent sanitar, au meritul, au avut meritul să crească două fete și doi băieți. Sunteți cel mai mare, cel mai mic? Cel mai mic. Cel mai mic. Aceeași întrebare, vă aveți ca frații? Ca frații. Asta este foarte important. Da. Și cum vă mai întâlniți? Mai suntem în viață, da, o soră și eu. O soră și dumneavoastră. Da, viața este nemiloasă. Deci surorile Maria Constanța, da? Și fratele Mircea, da? Mircea. Am o curiozitate. Studiind mapa dumneavoastră profesională pusă la dispoziție, am constatat că dumneavoastră aveți numele tatălui Vlad, deci al tatălui, numele fiului Ion. Spre deosebire de ceilalți care mai au un nume, Vlad, Constantinescu Vlad, și am zis Traian, Maria Constanța. V-aș ruga să înțeleg puțin, sau, și cei care ne privesc, care este numele dumneavoastră? Numele adevărat este Vlad. Vlad. Bunicul meu, patern, da, tatălui, s-a numit Vlad Constantin. Când tatăl meu s-a născut, i s-a dat numele de Vlad, după numele tatălui său. Da. Când am mers la școala primară, pe care ați făcut-o în comună, da? Da, când am mers dânsul tatăl meu. În comună, tot acolo, în comună, da? Da. Bunicul meu a vrut ca să se perpetueze numele de Constantin. Și l-am scris în școală cu numele de Constantinescu. Așa a vrut. Da, așa a vrut. Da? Când a mers la gimnaziu, a fost luat după numele de la școala primară. Constantinescu. La armată a fost luat după extrasul de naștere, Vlad. Da. În timpul războiului, agentul sanitar Traian Constantinescu a fost mobilizat pe loc. Mi se pare normal, da, totuși, da? Iar regimentul l-a chemat pe front pe Vlad Traian. Da. Și a avut dificultăți. Mari, cred. Până la urmă, dânsul a rămas cu ambele nume, da, însă a trebuit să prezinte un document în care să arate că e unul și aceeași persoană. Însă, ca să nu am și eu dificultățile pe care le-a avut dânsul, când am trecut la liceu, m-a șters complet cu numele de Constantinescu și am rămas cu numele de Vlad. Eu vă mulțumesc. Eu chiar nu știam, nu înțelegeam. E adevărat, am mai discutat noi puțin, dar acum m-ați convins. Fratele meu a fost peste tot Constantinescu. Nu mai trăiește. Nu mai trăiește. Surorile mele au fost Vlad. Până la căsătorie și după aia, da. Și regretați că nu aveți, că vă numiți numai Vlad? Nu. Nu regretați, nu. Da? Domnule profesor, de la părinți, de la mama, de la tată, ce ați moștenit? Dragostea de muncă. Asta a fost educația care... Ați muncit de la vârsta de? De când mă știu. Din copilărie am început. Ca la țar. Ca la țar. În primul rând, mergeam cu gâștele. Aveați gâște, da? Da, aveam gâște. Ce-au salvat gâștele dumneavoastră, da? Da, da. După aceea am trecut la animale mai mari. Mai profitabile, da, să zicem, da? Cu porci, cu vacile. Înțeles. Asta a fost activitatea desfășurată. Și erați managerul lor, totuși, da, nu? Sigur, sigur. Foarte frumos. Dar munca v-a întărit, v-a educat, totuși, da? V-a nobilat. V-a nobilat. Domnul profesor, mergem la altă secțiune. Mai aveți ceva de completat aici? Copilăria cum a fost? Copilăria dumneavoastră? E o problemă mai deosebită la școala primară. Vă rog. Deci, în clasa a treia, făceam cursurile împreună cu clasa întâia și cu clasa șaptea.
Da, cu clasa 7. 7, da. Primul semestru l-am făcut normal cu învățătoarea, dar care s-a îmbolnăvit și a lipsit tot semestrul 2. Era lipsă de profesori, de învățători în zonă. Și atunci am fost eu însărcinat ca să am grijă de cele 3 clase. Foarte interesant. Și un semestru, în clasa 3-a, eu am funcționat ca un învățător. Ca un învățător, să zicem, pentru clasa 1, clasa 7-a și clasa mea a 3-a. Și ați avut multe de învățat. Da. Eu, pentru a face față, învățam după cărți de liceu. Ați învățat la țară tot la lampă, nu? Da, tot sigur, chinuit, sigur, da? Sigur. Tot chinuit. În clasa 4-a s-a repetat. Primul semestru a fost normal, dar în semestrul al doilea, învățătoarea mea a născut. Erați calificat deja, totuși, da, pentru un locuitor, da? Da. Deci se purtau înlocuitorii de atunci, da? Foarte frumos acest lucru. Domnule profesor, am ajuns la secțiunea, și eu am spus inginerește, cuvinte educaționale, n-am spus de școală. Liceul, am înțeles, la Râmnicu Vâlcea, și îmi face plăcere să pronunț Râmnicu Vâlcea, un liceu industrial, da? Mecanic, profil mecanic, da. Unde ați terminat de asemenea primul, și de aici intrați mereu premiant și la liceu și la facultate. Urmează facultatea, avem niște imagini, ipostazele dumneavoastră, loc legia să le prezinte și vă rog, domnule profesor, iată, prima pot să spun eu, elev bănuiesc, da? Elev, la mai departe, mă ajutați dumneavoastră, da? Tot, cred eu că e tot în perioada de liceu. Da, liceul din Râmnicu Vâlcea, da? Da? După aceea la... Cred că student, da? La cred că la student, student, da? Da? Și aici... Sunteți deja cadru didactic, șef de lucrări, da? Șef de lucrări, cred. Și acolo, în dreapta, domnule profesor, cu flori? Cred că eram cadecan. Cadecan? Da, deci la, una din, una din ședințele. Foarte da. Frumos. Da. A fost un decan tot așa de sever? Dar drept, nu? Da, am încercat să procedez la fel ca profesorul Voinovski, n-am reușit, dar... Crezul meu a fost de corectitudine tot timpul, deci de exigență. Am înțeles. Domnule profesor, înainte de pauză, pentru că regia deja ne semnalează ce trece timpul, mai avem câteva imagini pe care bănuiesc că le îndrăgiți și vă rog pe dumneavoastră să le prezentați, așa cum știți. Prima fotografie... Lasă cu soția. Este chiar în ziua... cununiei. Doamna Caterina? Caterina, îi da. Îi transmitem sărutări de mâini și mulțumesc frumos. M-a ajutat mult ca să fiți prezent aici. Da? Și restul imaginilor? Acolo este eu, soția, da, și colegul meu de bancă din liceu cu soția. Foarte frumos. Deci la Râmnicu Vâlcea, da? Da. Mai văd apoi și alte imagini, vă rog să le comentați. Eu, soția și sora soției. Am înțeles. Și acolo văd un copilaj, domn profesor. Un copilaj este o strănepoată. O strănepoată. Domnule profesor, înainte de a pune punct primei părți, îmi pare tare rău că nu putem opri timpul, aș vrea să mai facem o remarcă importantă. A fost un student strălucit. Când zic student, mă refer la Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier, Institutul Petrol, Gaze, Geologie, București, promoția 1953. În documentele pe care eu le-am lecturat, se scrie calificativ foarte bine și șef de promoții. A fost șef de promoții? Nu. Cum nu? Șef de promoție a fost toată seria. Toată seria? Toată seria. Cum, domn profesor? În primul rând că
Toată seria a provenit din cei mai buni studenți de la Facultatea de Foraj, din anul întâi. Da. Deci a început Facultatea de Utilaj în 1950. Da. Cu anul 2. Când 41 a început, da. Cu studenții proveniți de la Facultatea de Foraj, cei mai buni. Și s-au comportat în tot timpul facultății ca fiind unii din cei mai buni studenți ai Institutului de Petrol și Gaze. Acesta este argumentul că toți, da, au fost șefi de promoție? Și argumentul principal este aceea că tot timpul ei au avut impresia că nu studiază suficient, nu e suficientă materie. Și au vrut să modifice planul de învățământ astfel încât să se îmbogățească cu mai multe ore. Ca de exemplu? Rezistența materialelor, da, e o disciplină dificilă pentru facultatea. Știu, tot e să țină la rezistența materialelor, da? Pentru facultățile tehnice, da, și matematică. S-au făcut demersuri care au ajuns chiar la minister, da, pentru a se aproba, da, încă un semestru de rezistența materialelor și încă un semestru de matematică. Deși, în mod normal, săptămânal, studenții aveau 48 de ore pe săptămână. Și suplimentar. Și orele cum se țineau de către cadrele didactice? Erau plătite? Nu, pentru că n-aveau posibilitatea să fie plătiți. Cadrele didactice au acceptat să desfășoară această activitate suplimentară gratis. Noi am cerut nu numai orele să țină, dar și examen. Toți studenții au participat fără nicio excepție la toate aceste ore și la curs și la lucrări și la laborator, atât la rezistență cât și la matematică. Deci o promoție de aur, domnule, da, profesor. Da. Emoționant ce a spus, vă promit că vom reveni, sper, în această emisiune, dar numai după o scurtă pauză. Da. Suntem în partea a doua a emisiunii, stimați telespectatori, seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu este domnul profesor universitar, doctor inginer Ion Vlad, decanul Facultății de Mașini și Utilaj Petrolier. Este unul din decanii cu care astăzi îmi face plăcere să stăm de vorbă. Mai avem încă decani ce urmează să fie prezentat. Șeful catedrei de CCUP, 18 ani, 4 ani la București și 14 ani la Ploiești. Cum am promis în prima parte a emisiunii, vom încerca să realizăm secțiunile dicționarului profesor Ion Vlad. Am ajuns la o secțiune mult îndrăgită de către domn profesor și de către mine, cuvinte academice. Domnule profesor, înainte de a fi numit decan al Facultății de Mașini și Utilaj Petrolier la Ploiești, decan de tranziție, în 1967, ați urcat în mod onest trei trepte academici. Odată asistent, șef de lucrări, conferențiar și apoi, la Ploiești, profesor universitar. Eu mi-am notat asistent 1954-57, șef de lucrări 1957-66, conferențiar în anul 1966 și profesor universitar 1977 la Ploiești și conducător de doctorat 1968. Am să las doctoratul 4 ani la urmă, ca fiind foarte important în această secțiune. Acum v-aș ruga să privim puțin un alt slide cu imagini care cred eu că spun destul de mult.
Aici văd că stați, în prima imagine, stați în banca dumneavoastră, domnule profesor, da? Da, cred că aceste fotografii, vă rog, sunt la sfârșitul diverșilor ani da. De studii. Văd acolo deja că sunteți înconjurat de colegi, îl văd pe Dumitru Rașev. La da? Prima, da? La da? A doua, da? La a treia. Da? Întâlnirile care au avut loc la sfârșitul diverșilor ani de studii, la care au participat atât absolvenții, cât și cadrele didactice. Ultima, din stânga, da. De jos, da. E o fotografie făcută cu membrii catedrei de utilaj petrolier. Deci UP, la Ploiești, da? La Ploiești, la Ploiești, da? Șef de catedră, profesorul Rașev. Dumitru Rașev, da. Iar cealaltă, la fel, înconjurați de colegi, nu? De tot la un moment festiv, da? Nu. Nu este, aici, vă rog. Aici este o întâlnire, da? Cu absolvenții de liceu. Liceu, deci liceu industrial Râmnicu-Vâlcea, da? Râmnicu-Vâlcea, da. Emoționant, da? Da. Bun. Foarte frumos. E adevărat, imaginile nu sunt de o foarte bună calitate, dar le-ați prezentat cu atâta profunzime încât au valoare. Domnule profesor, am aici un panou. Dumneavoastră în postura de decan. La ultima serie. La ultima serie, serie, da? De la București. De la București. Vă văd aici, deasupra, normal, este rectorul, atunci rectorul era... Era Bogdan. Domnul Bogdan, dumneavoastră ca decan, da? Da? Cadrele didactice. Cadrele didactice, și da? Și studenți. Și studenți. Uitându-mă atent pe acest panou, am constatat că lipsește un student excepțional, șef de promoție, care a terminat cu 10, Zecheru. La toți ani, în toți ani a terminat cu 10. Da, v-aș ruga să menționăm, da? N-a dorit. E vorba de profesorul Zecheru Gheorghe. Care a fost decan și dânsul, care a fost prorector, da? Și este colegul nostru. Da. Nu s-a putut, probabil, da? Și dânsul n-a vrut să participe Am la înțeles. Această... Îmi pare rău. Da. Deci îmi pare rău. Mai avem o altă imagine, domnule profesor, tot cu dumneavoastră, în altă postură, iată, am să vă dau eu acest slide mai înapoi. Încă ceva în legătură cu primul... Vă rog, da, da? Să-l reluăm, da? Da. Loc regia să... Deci, loc regia. Aceasta a fost... Ce spanou? Aș putea spune a doua serie excepțională a facultății. A doua serie? Da. Deci tot de aur, o promoție de aur, totuși, promoție, da? De aur. La această serie a fost și Voicu Ion, fost decan, da. Prodecan și decan. Prodecan și decan, da. Calotă Nicolae. Care este urmașul dumneavoastră, da? Dânsul predă acum cursul la Făraș, da? Da. Da? Și cred eu că a contribuit foarte mult la pregătirea lor faptul că a fost ultima serie de la București. Lăsă fiind decan de tranziție, da? Da. Deci se dădea admitere. Dacă tot, cumva, da? Vă rog, vreunul din studenți rămânea repetent, trebuia să treacă la Ploiești. A fost cazul, nu? Poate a fost unul, două cazuri, rog, da. Dar totuși acest lucru i-a determinat să fie foarte silitori. Dumneavoastră, atunci purtați cascheta de decan și ce curs le țineați? Mașini și utilaj petrolier. Mașini și utilaj petrolier, da. Da. Mai faceți un comentariu la acest panou? Nu. Decât cu regretul că nu a apărut și colegul și prietenul, da, nostru, domnul Zecheru. Iată un alt set de imagini, bănesc că destul de drag, pe care v-aș ruga să-l comentați. Aici sunt ședințe de aniversări. Sunt frumoase aceste. Ale diverselor cadre didactice. Da. Ale profesorului Marcu.
care nu mai este printre noi. Nu mai este printre noi. Iar aici, în dreapta... În dreapta jos sunteți dumneavoastră, domn profesor. Sunt, da, eu care țin o lecție de închidere. Să spunem un curs festiv, totuși, un da? Un curs festiv, câte da. Câte cursuri festive ați ținut, domn profesor? Nu am ținut prea multe, vreo 4-5. Domnule profesor, dar unul din aceste cursuri este memorabil. Fostul rector, Nicolae Macovei, de care bănuiesc că vă amintiți fără efort, fără efort, mi-a vândut un pont. Nu înainte însă de a vă fi și caracterizat, spunând câteva însușiri, câteva atribute ale dumneavoastră, așa cum au făcut-o și alții, v-aș ruga să-mi permiteți să le lecturez foarte rapid, dar am să mă opresc asupra unui amănunt care mie mi s-a părut semnificativ. Incoruptibil, spune domnul profesor Macovei. Nu era dușmănos cu studenții, principial, conștiincios, perseverent. Nu ridica niciodată tonul, dar când vă enervați, domn profesor? Nici atunci nu ridicam tonul. Foarte mă frumos. Consumam. Foarte frumos. Ardeați. Da. Calm, tact pedagogic, maturitate în gândire și acțiune, mergea la practică cu studenții la, mă rog, Moinești și unde mai mergeați dumneavoastră, în mod voluntar, fără să cereți bani, dorind să-i cunoașteți pe studenți pentru anul următor, adică anul 4, când dumneavoastră aveați o disciplină, o să vorbim despre ea, care se desfășura pe 2 semestre. De obicei, într-un an erau 4-5 grupe. Da. Nu toți studenții făceau în aceeași schelă. Da. Într-o schelă făceau, practic, o singură grupă. În timpul verii, eu mergeam la toate cele 4-5 grupe. În mod voluntar? În mod voluntar, da. Care, cu scopul de a introduce, încă din timpul practicii, în problemele specifice utilajului petrolier. Le mărturiseați acest da, scop? Da, sigur. Deci începea să-i cunoașteți, totuși. Este foarte să-i interesant. Să-i cunosc pe ei și să cunoască ei anumite aspectele utilajului petrolier. Și de asemenea, mi-a mai povestit domnul profesor Macovei, aici aș vrea să mă obișnuiesc, că a ținut un curs festiv colosal. Nu știu dacă este anul 2000 sau în ce an este la UPG Ploiești. Iată, am o imagine unde ați vorbit cu substrat despre pompele centrifuge. Și v-aș ruga să faceți un efort, să ne amintim atât de partea tehnică, nu putem să o evităm, cât și de înlocuirea anumitor variabile din această diagramă. Vă aparțin. Deci aceasta e caracteristica unei pompe centrifuge. Da. În utilajul petrolier, pompele centrifuge sunt prezente peste tot. Inclusiv ca pompe de extracție, pompe de adâncime sau ca primar ale transmisiilor hidrodinamice. Aceste caracteristici ale pompelor le obținem pe calea analitică și experimentală cu studenții. Pe aceste diagrame se poate discuta funcționarea pompelor. Aș ruga totuși, da? De exemplu, pe ramura din dreapta este un punct pe care, din păcate, nu l-am notat. Îl notam acum. Deasupra lui, atât. Să presupunem că este un punct de funcționare în funcție de presiunea care se creează în conducta de refulare. Corespunzător acestui punct de funcționare, avem o anumită presiune creată de pompă și un anumit debit. Și funcționează stabil. Dacă acest echilibru se rupe, se dereglează, în sensul că crește presiunea, cresc pierderile pe conductă, atunci pompa trebuie să facă față la o presiune mai mare. Se mută punctul de funcționare mai sus, dar în același timp debitul se reduce și jos avem o relație. Presiunea e proporțională cu pătratul debitului. Dacă s-a redus debitul, înseamnă că presiunea scade. Prin urmare, punctul de funcționare revine la cel vechi.
și are o funcționare stabilă. De aceea ramura din dreapta poartă numele de ramură stabilă. Să mai arătăm o dată imaginea. Interesant pe noi aici, da? Ce se întâmplă dacă punctul de funcționare este pe ramura din stânga? De asemenea, corespunzătorului avem o anumită presiune și un anumit debit. Dar dacă crește presiunea, punctul de funcționare se mută spre dreapta. Dar acolo se vede că debitul crește. Păi dacă debitul crește, presiunea crește. Da. Prin urmare, punctul de funcționare nu mai revine, ci fuge spre punctul A, spre maximum. Marcat pe diagram. Prin urmare, se dezechilibrează funcționarea pompei. Aceasta e ramură instabilă. Și să presupunem că ajunge în punctul A, punctul de presiune maximă. De maxim. Da? Dar acolo debitul este foarte mare, presiunea e foarte mare și are tendința să crească. Și nu are posibilitatea să crească decât în punctul A secund, pe ramura unde are posibilitatea de creștere. Da. Dar în punctul A secund debitul este negativ, ceea ce înseamnă că în realitate nu mai avem debit, ci lichidul vine înapoi prin pompă, spre conducta de aspirație și scade presiunea până în punctul A prim și în punctul A prim este tendință de scădere a presiunii, dar nu mai are unde și se mută pe ramura din dreapta unde are posibilitatea să scadă în punctul A terț și acolo va fi un punct de funcționare stabil. Domnul profesor, am înțeles, studenții de la cursul festiv știau aceste lucruri, știau. Totuși, da? Știau. Da, atunci la curs n-am mai spus. Am înțeles, nu. Dar care e substratul totuși? Înlocuiți coordonatele? Da. Adică ce avem pe ordonată, ce avem pe abscisă? Acum am putea să schimbăm. Sigur că denumirea coordonatelor, abscisa și ordonata. Să punem în loc de debit, în abscisă, probabilitatea studenților. Frumos. Și în ordonată? În ordonată să punem exigența cadrelor didactice. Un atribut care vă caracterizează, da? Bun, vă ascultăm. Și se presupune că suntem într-un punct de funcționare. Da. Punctul acela deasupra lui A terț. Da. Punctul P mare, să zicem, da? Avem o anumită exigență, da, și o anumită promovabilitate. Să presupunem că cadrul didactic crește exigența. Se mută punctul spre punctul A. Dar atunci promovabilitatea scade. Pentru ca profesorul să nu aibă dificultăți cu decanul, nu-i convine să se prezinte cu o promovabilitate slabă. Și atunci mai scade din exigență și vine din nou pe punctul inițial, când promovabilitatea crește. Dar în timpul acesta se presupune că ajunge la exigența maximă dată de punctul A. A. La care corespunde o anumită probabilitate. Mai sus de punctul A nu mai avem unde crește exigența. Ca să poată crește, trebuie să treacă pe ramura unde are posibilitatea creșterii, în A secund. Dar în A secund, probabilitatea e negativă. Adică e vorba de studenții care rămân repetenți și care scade exigența, scade exigența, crește probabilitatea până în punctul A prim și ca să mai poată scădea mai departe, trebuie să mute pe ramura unde are posibilitatea de scădere, adică în A terț. Și acolo este o funcționare stabilă. Vă mulțumesc, domnule profesor, într-adevăr, cu substrat. Aș vrea să mai navigăm. Domnule profesor, v-am rugat să veniți cu o parte din cărțile dumneavoastră, cu cuvintele tipărite. Știu că ați avut o activitate editorială deosebită. Văd aici 4 volume, văd și teza de doctorat și, apropo de cercetarea științifică, mai văd și un ceaslov. V-aș ruga în sinteză să reprezentați dumneavoastră. Le arătați camerei. Să arătăm coperta, prima copertă. Mașini și utilaj petrolier pentru foraj și extracție. Activitatea desfășurată a avut loc, activitatea științifică, pe probleme de analiza cinematicii și dinamicii instalațiilor de foraj. Instalațiile de foraj se caracterizează prin manevrarea unor mase foarte mari, prin procese tranzitorii, prin elemente elastice și, deci, prin procese vibratorii, care trebuie studiate. Studiul a avut scopul de a determina
felicitările diverselor elemente ale instalațiilor în timpul funcționării. Și care au lămurit anumite defecțiuni care apăreau în funcționarea utilajului petrolier. Trebuie să remarc aici faptul că în perioada respectivă exportul de utilaj petrolier era la cote maxime. Era la cote maxime. De exemplu, în 1959 eram pe locul 3 ca volum de export de utilaj petrolier după Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică. Da. Numai în 2 ani, în 1961, am trecut pe locul 2 după Statele Unite. Prin urmare, instalațiile noastre de foraj funcționau în toate schelele petroliere străine, alături de instalații de foraj fabricate de firme cu tradiție și erau recunoscute calitățile instalațiilor noastre. De aceea regretăm că în momentul de față nu se mai exportă aceste instalații de către uzina 1 Mai Ploiești. Uzina 1 Mai era una din uzinile principale ale țării noastre. Domnule profesor, vă rog frumos, în timpul care ne-a mai rămas, să arătăm măcar coperta întâi, da. Da, la cursul dumneavoastră. Nu, aș vrea să spun că vă rog, da. Am publicat un număr de 41 de articole. Da. Am efectuat un număr de 42 de contracte. Vă rog, da. Ale colectivului nostru, colectivului de catedră. Vă rog, povestiți. Contracte făcute cu uzina 1 Mai, uzina Târgoviște, uzina Vulcan, contracte făcute cu schelele Boldești, Băicoi, Boldești, Ministerul Petrolului, Ministerul Construcțiilor de Mașini. Am avut un număr de 47 de comunicări singur sau împreună cu colectivul. Eu vă felicit, domnule profesor. Vă rog frumos să îmi permiteți să facem finalul emisiunii, nu înainte de a arăta și o imagine, și o să comentez eu, destul de sugestiv, erați în Germania, la invitația unui șef de catedră, omolog. Da, am fost invitat la Academia de Mine din Freiberg, da? De profesorul Arnold, știu că ați de la Catedra de Utilaj Petrolier. Și ați fost la Moscova cu doctoratul, un doctorat de succes, din care au rezultat multe teme de cercetare. Și acolo am fost invitat după aceea la două comisii de susținere a tezelor de doctorat. Știu că ați fost cu studenții, în practică cu studenții de la IPG, apoi au venit studenții de la Moscova. În timp, de asemenea, am reprezentat țara noastră la o comisie CAIER, unde împreună cu profesorul Zgură de la Politehnică, unde s-au discutat probleme de cursuri postuniversitare la Praga. Domnule profesor, noi de urat am mai urat. Sunteți un interlocutor deosebit. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, își ia la revedere de la telespectatorii noștri, mulțumindu-le pentru fidelitate. Dumneavoastră personal vă mulțumesc, văd că vă place, o să vă mai invit într-o emisiune și pe finalul emisiunii vă rog să-mi permiteți să citesc foarte rapid câteva cuvinte potrivite care mi aparțin, însușiri caracteristici care între timp au devenit constante Ion Vlad.
Am spus onest, demn și eficient. Personalitate complexă și de mare sensibilitate umană. Lucra perfect cu tabla. Exemplu de competență, perseverență și dăruire. Foarte bun organizator și coordonator. Un om de onoare. O minte pătrunzătoare, vocație de dascăl. Elegant, tot timpul. Numele domniei sale a depășit cu mult funcțiile pe care le-a avut, oricât de înalte ar fi fost acestea. Exigent, ferm, sobru, neiertător. O ireproșabilă pregătire profesională. Model de dăruire și reușită profesională. Un neobosit căutător de adevăr. Știe să facă lucrurile să se întâmple. Putere și dragoste de muncă. Comportare morală ireproșabilă. Un dezvoltat simț al responsabilității. Spirit critic dezvoltat. Tot ceea ce a realizat pe linie profesională, a realizat prin muncă cinstită, prin efort susținut, prin comportament responsabil. Nici o altă activitate nu i-a produs atâta satisfacție cât cea didactică. Nu a alergat niciodată după o situație materială deosebită și după funcții de răspundere. Uneori suspicios. Iubește disciplina muncii și a alcătuit zestrea științifică cu migală atenție și mult efort propriu, rigoare academică și științifică, sobrietate în discurs, dublată de eleganță și de profunzime. Întruchipează siguranța, dar și o detașare academică în problemele pe care le abordează, în sensul că toate sunt vechi și nouă toate. Vocea calmă este dublată de cunoștințe temeinice, dinamic, stabilitate structurală a caracterului său uman. Niciodată, și acesta este ultimul atribut, dar absolut niciodată, ca elev, student, profesor, șef de catedră, decan, nu a urmărit să se detașeze de colegii săi ori de alte persoane din afară, să-și facă loc cu coatele pentru a ajunge mai în față, să se facă remarcat spre obține eventuale avantaje morale sau materiale. Dacă sunt incorrecte, vă rog să-mi spuneți, nu le știați? Nu, nu, sincer? Sunt cuvinte foarte frumoase pe care nu le merit. Le meritați? Nu, nu. Le meritați, domnule profesor? Nu. Sunt cuvinte adunate în această emisiune și mă bucur foarte mult că le-am potrivit. Aș vrea să fiu așa, cum a spus dumneavoastră, dar nu cred că merită aceste... Domnul profesor, aș vrea la condițional optativ. Eu aș vrea, tu ai vrea. Convingerea mea este... că da. Mulțumim foarte mult și regiei, mulțumim tuturor celor care ne-au facilitat să realizăm această emisiune și, domnule profesor, vă rog să-mi promiteți că mai reveniți la Ploiești, în studioul nostru. Încercăm.